Mamai, cât sunt roșiile? 2 lei. Cât? 2 lei kilo. 2 lei? Da, cât de? 2 kg. 2 kg aș dori. Le-ați făcut în grădină? Și mai aveți și alte produse agricole? Nu. Nu. Doar roșii. La grădină sau la solar? Da, nu am solar, eu sunt bătrânică. A. Aveți pensie? Nu aveți? De ce? Eu nu mă chemați. Nu, nu, stați liniștită, că... Vă filmez, dar... Nu, nu, stați liniștită. Dați-mi 2 kg de roșii. Pentru o salată, familia acasă, sunt foarte bune. Am mai cumpărat și de la alte bătrâni. Și cum? De ce nu aveți pensie? Spuneți-mi. Am fost particular, nu am muncit particular, nu am muncit. Am înțeles. Și nici măcar o pensie socială nu beneficiați. Da, da. 142 de lei. Am și... Cât? 142 de lei? Am înțeles, am înțeles. 2 kg sau 2 kg? 2 kg. 2 kg, mamaie, 2 kg. Deci ați văzut, oameni buni. O indemnizație de 142 de lei. Ce spuneți de lucrul ăsta? Indemnizații de 142 de lei. Săraca femeie n-a muncit, că... Au fost particulare, așa erau vremurile, nu mergeau femeile la servici, muncea soțul, dacă... Ce să vă zic, am de gând să-i cumpăr femeii bătrânii 2 kg de roșii, a vrut 2 lei pe kilogram, dar am să-i ofer 10 lei, adică echivalentul a 2 lire englezești. Asta în semn de solidaritate cu românii din Londra, care ne ajută în continuare și ne susțin prin faptul că am creat împreună cu fratele meu, Aurel Dumitru din Londra, asociația Ecodacia, prin care sprijinim cumpărarea de legume și fructe de la țăranul român. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. O zi cât mai plăcută!